Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi 13 martie 2022, suntem la jumătatea perioadei de frig anunțată de meteorologi. Săptămâna trecută am venit și ei, le-am administrat stupilor câte o turtă proteică. Astăzi, pentru următoarea săptămână, care se anunță la fel de capricioasă, o să le mai administrez câte o turtă. Deși temperatura la umbră este una negativă, avem un pic de soare și albinele sunt înnebunite după apă. Ele ies din stup și merg după apă. În videoclipul trecut am filmat doi paleți, astăzi o să filmez alt doi paleți diferiți față de aceea și încep cu acest palet deoarece o să vă arăt și o față nevăzută. În acest tub am o matcă F0 cumpărată anul trecut. Am cumpărat două mărci, una foarte bună, iar aceasta rateu. Faptul că mai există la acest moment este că temperaturile nu mi-au permis să o desfințez. Așa că în continuare o să pun turte la stup și o să vă prezint pe fiecare în parte să vă faceți o idee. Și acum, am spus mai devreme, este o matcă împerecheată instrumental, cea mai slabă matcă din stupină. După cum vedeți, nu a putut să consume turta pe care i-am pus-o data trecută. Dau un pic mai mult fum. Care nu-mi place la aceste capace, se omor foarte mult albină, de câte ori le închid și le deschid. Vedeți? Nici acesta nu a consumat. Pentru orice eventualitate o să-i pun și lui o jumătate de turtă.
Aceasta, matca de aici, este soră cu cea pe care v-am arătat-o, instrumentată, înseminată instrumental. Să vedeți un pic de diferență între ele. Da? Deci cam asta e diferența. Nici ea n-a consumat proteina. Aceasta este perioada din an în care se pierd foarte multe albine. Vedeți, acestea, deși am acolo pusă apă, preferă zăpada. Sunt foarte multe albine pe jos, la apă, după cum spuneam, și am preferat să lucrez la stupi un pic mai devreme, chiar dacă temperatura a fost mai mică, ca să nu calc pe ele. Între timp, temperatura a ajuns undeva la 10 grade, la soare. După cum vă spuneam, albinele sunt nebunite după apă. O să vă filmez imediat pe jos să le vedeți cum caută apa. Consumul de turtă proteică relativ mic. Acesta se poate întâmpla din două motive. Concentrația de proteină din turtă este mare. Ori albinele au, mărcile au încetat ouatul și pe fondul temperaturilor scăzute albinele au renunțat la ouă și la puietul larvar. Se mai anunță încă o săptămână geroasă după ziua de astăzi, astfel că eu mi-am luat toate măsurile pentru a sta liniștit și pentru a trece coloniile cu bine peste această perioadă. Vreau să vă mulțumesc celor care v-ați abonat la acest canal, în jur de 2500, și celor care ați vizionat clipurile de pe acest canal, dar nu v-ați abonat. Până data viitoare, vă doresc multă, multă sănătate și toate cele bune!